Să mergem mai departe să vedem cum se prezintă această lună plină în Taur de pe 14 noiembrie pentru nativii leu și ce alte aspecte frumoase au aceștia săptămâna următoare. Pentru lei viața începe să devină destul de interesantă și palpitantă, așa cum îi place acestui semn de foc, căruia nu-i place deloc să se plictisească, nici nu o să aibă de ce, pentru că odată această lună plină poate să îi ajute pe cei care în urmă cu o lună sau 2 săptămâni s-au apucat de un proces să-l finalizeze, de un proiect profesional, să-l finalizeze și încă foarte frumos. Dar dacă luăm în calcul faptul că în partea opusă se găsește Lilith în conjuncție cu Soarele, putem să spunem că ei au investit foarte multă energie în acest proiect profesional, șefii au fost foarte mulțumiți, au mânghia pe cap, luna în Taur atrage și beneficii materiale, în schimb, familia s-ar putea să fie bosunflată, că de multă vreme nu i s-a mai dat suficientă atenție. Dar bosunflarea trece, promovarea sau răsplata, bonificația sau lauda din partea șefilor rămâne și se constituie în motivația leului de a continua în același stil. Pe urmă, viața de cuplu începe să prindă un dinamism apart odată cu intrarea lui Marte în Vărsător. Și cu Marte lucrurile sunt întotdeauna foarte clare. Este ori-ori, fie pasiune, fie ceartă. Acum, casa 7 îi reprezintă pe ceilalți, așa că e greu să le determinăm lor atitudinile interioare, deci lei vor putea să se uite cu atenție la ce energie vine din partea partenerului și să încerce ca acolo unde este sămânță de ceartă să o transforme în pasiune, dar nici într-un caz invers. Mai ușoară este viața lor și să profite de această perioadă până în weekendul viitor, cât Venus este încă în casa 5-a. Vorbim aici despre relațiile de iubire, nu despre relațiile deja consacrate, pentru că Venus vine să-i degreveze pe lei de anumite responsabilități neplăcute legate de viața de cuplu. Și dacă ne gândim că această casa a cincea este și casa care descrie copiii, s-ar putea să scape de niște responsabilități legate de copii. Respectiv, dacă au trebuit să facă eforturi mari ca să trimită copilul să ia ore de matematică, copilul să-și dragă nota la matematică, să zică gata, acum am înțeles și să nu mai trebuiască să continue acest gen de investiții. Deci acesta este doar un scenariu sugestiv, nu e obligatoriu să se întâmple așa, dar sub o formă sau alta poate fi vorba și despre o degrevare de obligații materiale legate de copii, ceea ce întotdeauna este un lucru binevenit, că mai bine investim în distracțiile cu copiii decât în lucruri care să nu ne facă plăcere. Și alt lucru pozitiv, dat fiind că leul este o zodie legată foarte strâns de noțiunea de expresivitate, și Venus cutreieră casa a cincea pentru ei, în care este și Saturn, ca acolo unde anumiți lei au trebuit să-și țină în frâu sau din anumite alte motive le-a fost ștrangulată modalitatea de expresie, de expresie artistică sau creativitate, acum să se creeze un culoar care să le permită să o facă mai cu poftă, ca să zic așa. Unde ar fi testul karmic pentru nativii leu săptămâna următoare, Wanda? Nu știu dacă este neapărat nevoie să vorbim de un test karmic, pentru că ei au capacitatea de a depăși foarte frumos testele de genul acesta, pentru că îi caracterizează în următoarea perioadă și o mare generozitate. Și trebuie să revenim puțin la luna aceea de pe casa a 10-a, care le poate da puterea de a-și consolida imaginea, de a arăta celorlalți latura aceea de stabilitate, de seriozitate, de consecvență pe care o pot avea, de care ei sunt foarte conștienți, dar pe care ceilalți poate nu o văd întotdeauna.
luna aceasta de pe casa 10-a din Taur le poate da exact greutatea aceea și a cuvântului și a acțiunii care poate să le consolideze cumva imaginea de oameni în care se poate avea încredere, oameni care pot conduce așa cum își doresc de foarte multe ori să facă. Avem pe casa 6-a, în Capricorn, îl avem în continuare pe Pluton, ceea ce înseamnă că leii sunt tentați să reconsidere și să înțeleagă puțin mai bine care le sunt nevoile în ceea ce privește munca lor, dacă nu cumva ar trebui să facă schimbări astfel încât să-și pună mai bine în valoare talentele și capacitățile. S-ar putea să se simtă cumva neîmpliniți de ceea ce fac și Pluton acolo să vină și să le dea dorința de a o lua de la zero. Din fericire, va intra Venus săptămâna viitoare tot în casa 6-a, ceea ce îi va mai potoli puțin, îi va ajuta să vadă lucrurile din mai multe perspective și să o aleagă pe cea mai folositoare pentru ei. Nu putem spune că nu au și aspecte frumoase, pentru că sunt trei planete mari care sunt în semne foarte prietenoase, Jupiter în balanță, Uranus în berbec și Saturn în săgetător. Deci, având în vedere această poziționare a celor trei planete responsabile și cu norocul și cu proiectele mai puțin obișnuite, dar și Saturn, care este cu tot ce ține de lucruri serioase, care vor constitui baza în viața nativilor leu, eu cred că multe lucruri serioase pentru lei și un anumit tip de stabilizare, de stabilitate, vor veni și pe fondul unor acțiuni mai puțin conformiste, mai puțin obișnuite, poate chiar atipice pentru gradul lor de conservatorism, o perioadă foarte favorabilă pentru a intra poate în acțiuni pe care nici nu le-au bănuit până acum. Revenim după publicitate și cu concluzii. Am revenit să vedem și o concluzie pentru nativii leu. Este foarte frumos pentru lei acest nod nord care continuă să rămână pe casa a doua, pe casa banilor. Ei pot găsi în ei resurse pentru a face bani inclusiv din lucruri la care poate nu s-ar aștepta. Trebuie să aibă foarte puțin grijă la felul în care investesc banii celorlalți, pentru că avem pe casa 8-a, casa banilor altora decât propriilor persoane. Îl avem pe Neptun, care le poate da iluzia că dacă ar avea banii altora, ar putea face lucruri foarte importante cu ei, să-i lase pe aceia, să uite de ei și să se concentreze pe resursele lor, care sunt foarte bine închegate în acest moment, care le vin din muncă, le vin din consecvență și pe care, dacă le vor investi, vor da roade care vor fi extrem de benefice pentru viitor. O concluzie, Sana? Este o ocazie foarte bună acum pentru a accepta să facă sacrificii și de ordin financiar și de ordin emoțional. Asta le cere Neptun, care trece prin casa 8-a, pentru că aceste sacrificii vor ilustra ceea ce înseamnă cuvântul sacrificiu ad literam. Înseamnă a face ceva să devină sacru. Da. Dacă au, deci își pierde cumva din latura înspăimântătoare, dacă îi cunoaștem semnificația profundă, și se pot întâmpla adevărate transfigurări și rafinări emoționale, spirituale, dacă aceste sacrificii sunt liber consimțite.